și se opresc mereu la coada atunci hașcui. Păi de ce aici? Zăpada, îmi dați voi, eu teren viran. Când zăpada este mai mare cum a fost ieri, eu ieri cu bărbatul am dat 3 ore zăpada ca să putem să facem marinere. Da, și asta mi se întâmplă nouă. Mă înțelegeți? Așa. Nu mi se pare corect ca eu să dau la lopată ore, pentru că ei numai 20 de km, 20 de metri, să întoarcă lama și să tragă zăpada. Acum e nimic față de ce. Dar sunt date de noi ieri. Eu și Ion, de la ora dimineața până la 10:30. Frânți au fost. Și nu e prima oară când se întâmplă. Spuneați dumneavoastră, la fiecare zăpadă. Dacă vreunul care vine pe aici și cumva mă nimeresc, de două ori m-am nimerit, a venit cu lama până aici, invers cu lama, zăpada mai acolo. Doamna, ca să, eu nu știu ce va avea asupra dar vă spun din tot sufletul că vreau să audă toate autoritățile care le-am votat și care la votare promit marea cu sarea și promit până la urmă așa. Sunt lucruri normale, doamna doctor, nu e marea cu sarea. Dar sunt lucruri normale care am scris pe orice așa. Stat civilizat. Să o luăm invers. Iluminatul stradal. Iluminatul stradal. Așa. Domnul ăsta, de la domnul ăsta cu casa de acolo, de la al treilea stâlp de aici, exact în zona asta s-au dat tot felul de spargeri. Adică nu mi se pare corect. Ion, bărbatul, a făcut sesizări la electrica, la autoritățile, să ne pună, domne, și nouă cât stâlp. Da? Da. Că merităm și noi, că doar plătim taxe și impozite. Da? Deci iluminatul stradal, eu am testimpul ăla, eu mi l-am tras pe propriile mele relații. Da, nu a venit cineva. Bun, cu iluminatul stradal. Așa. Ei la alegeri promit. Așa, strada asta, ați văzut că este asfaltată până la un colț. Da, acolo, până mai... Da? În timp ce asfaltau, eu eram într-o fericire nemaipomenită, zic, ei cu asfaltul până deci aici. Aici nu e asfalt. No. Păi n-ați văzut niciodată. Că de acolo, păi de la colț, se intră... Aia. Inginerul ăsta de aici, pe relațiile lui, a dus dată pe an câte 3-4 mașini de zgură și le pune în groapa aia. Da. Acum 10 nu se putea intra aici. Atâta m-am dus la primărie și norocul cu o cucoană care mă și cunoștea, așa, și a zis, lăsați că încerc să vă rezolv eu. Și au adus, am mai dus și bărbatul meu pe acolo. Și cu intervenții în vreo lună de zile au venit și au pus vreo 7 camioane de piatră, pe care amărâtul ăsta de bărbat le-a întins el singur, doamnă, și când a venit camioane, singur. Și când a venit acasă, avea mâinile sânge, mă înțelegeți? Da. Așa. De acum 10 nu s-a mai pus nicio piatră pe aici. După care le-am făcut noi, tot la Consiliul Popular, a trimis el și poze cum arată strada, putea intra cu mașina, se ajungea până la jumatea roții. În ajunul, în ajunul Paștelui, au venit și au întins, într-adevăr, vreo 5 sau 6 mașini de troaie, pe care până pământ și până le-am mai întins. V-ați rupt picioarele și, și mașinile. Și le-au pus, mă înțelegeți? Da. Dar, pe și eu știu de la răposatul avocat Mușatescu, această stradă este asfaltată de Vâlcov de două ori, până la capăt. Serios? Da. Nu se poate așa serios? Ceva. Se poate așa ceva, că trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, vorba în Badea. Da. Deci, când au ajuns cu asfaltul, deci determinare, acolo în capătul străzii, eu i-am zis inginerului, zic să fac conversie. Și acum o luați încolo, da? A, nu, doamnă, nu o luăm încolo. Uitați pe terenul ăsta și ieșim în Basarabilor. Zic, vai de capul meu, cum să cotiți pe terenul ăsta?
că terenul ăsta este particular. Pe la noi, pe hârtie, apare că este al Consiliului Popular. Domeniul public, da. Păi de unde ați luat dumneavoastră hârtia și m-am dus acolo? Dumneavoastră vedeți că trebuie, vreți să treceți cu strada pe un teren particular. Cel care a făcut schița n-a fost la fața locului. Păi cum lucrați dumneavoastră? S-au interesat și după scandalul ăsta a venit omul cu terenul particular și și-a îngrădit curtea. Mai departe nu mai mergem. Și că nu e a proiect. Lăsat asfaltul până acolo, tile lor, apare asfaltat până în șatez, cum mi-a spus. Da, până la poarta dumneavoastră. Până la poarta Mai în urmă cu două luni, au venit unii și făceau niște măsurători. Pentru ce faceți măsurătorile astea? Păi vă asfaltăm și dumneavoastră. Iar ne asfaltați. Vai de mine, dar nu pot să cred așa ceva. Da, și uite că tot asfaltă e. Nu mi se pare corect, pentru că plătesc și eu taxe și impozite. Și eu sunt o singură femeie, bărbatul meu are stent la inimă și ieri am dat 3 ore la zăpadă, a fost zăpada mare. Da, nu? Știu că și da. În cel mai bun caz vin până aici. În cel mai bun opresc altfel la dializa. Da, acolo unde e centrul ăla de dializă. Unde e centrul de dializă. Și nu mi se ce am spus eu, să vină să se controleze, nu am mințit cu nimic și să vedem dacă distanța este de la intersecție de acolo că până la dumneavoastră. Păi nu, ca să-mi dau seama. Uitați, după groapa aia, așa de se vede dâmbul ăla, de acolo nu este asfaltat. Am înțeles, dar de la intersecție. Păi nu știu, doamne, că nu sunt eu. Da, ci eu știu câte sute de metri sunt. Păi nu este intersecția, ci. Nu, mai încolo. Ci sunt. Și la groapă, să zicem că sunt 300 de metri. Da. Deci n-ar mai fi mare lucru. Păi n-ar mai fi de asfaltat, nu? Da. Așa, ne rugăm de ei în fiecare primăvară să ne pună camioane de zgură în groapa asta. Da. Mă înțelegeți? Da. Așa. Deci noi, după ce că lumina este vai de viața noastră, trecem prin bălți până la portieră. Lumină nu este. A fost ăsta de 4-5 ore, a făcut și scris, a trimis și mail-uri. Pune-ne, domnule, și nouă, 3 becuri aici, să vedem și noi, că ne mănâncă hoții și țiganii. Uitați ce câine am eu, nu i-ați văzut? Nu, cred că n-au ieșit. Nu? Ba nu, e mare, e un câine mare. Și câinele, până și el se ascunde de frică, nu? Nu, e de la ciobăn, e de la ciobănesc. Asta e mică. Teddy, hai vino încoace. Ia-ha-ha. Vorbesc caucazian. Are ciobănească de Bucovina și aia mică este tot ciobănească de sare la gâtul tău și te omoară. Au venit hoții într-o noapte și gata, au fugit ăia și eu am deschis geamul de la bucătărie. Dar, da, dacă nu sunteți acasă. Cel mai tare și mai tare, am alarmă. Cel mai tare și mai tare ne deranjează munca care trebuie să o facem în fiecare dimineață când e zăpada mare, când cu locuițile, doamnă. Da, când plecați la serviciu, la... Da, unde așa. Plecăm? Poți da, unde să pleci și la bal. Da, bineînțeles, nu e treabă. Uitați, sunt aici 5 mașini. De fapt, sunt 6, că este și altă soție doctorului Sam, care e asistentă și a plecat mai devreme. Da. Și acum e zăpada mică. Dar ce vedeți, nămeții ăștia, i-am dat eu cu amuritul ăsta care are stent la inimă. Și eu nu sunt decât o femeie, da? De ce să dau la lopată, doamnă, 30 de metri? Lasă că, uite, ni se pun flori pe acolo, prin centru orașului. Panseliță costă bani din care se ia comisiană. Tot de la dumneavoastră iau banii, de la noi, de la toți. Asta am avut eu să vă spun. Nu știu ce răsunet va avea. Și pe ce program apare la televizor?
să... Bă, mai 3 minute, cum se poate așa ceva? Ce treabă? Nu se poate așa. Dai 3 minute. Mă lași. Hai, pe la, dar nu se poate așa ceva. Pe da, e, căca, nu se poate. Bă, uite că, taci, nu se poate. Ba, se poate. Hai, cum plec aici. Această stradă sunt foarte multe clădiri noi, case, vile, cum vedeți. Chiar și un centru de dializă puțin mai în față. Asta ne spunea doamna doctor Râșniță, că de multe ori cei care vin să facă dezepezirea, aici este centru de dializă, în trecut de, vin decât până aici, până în zona asta. Și după aceea, dumneai cu vecinii, cu el ne-a spus că cu soțul a dezepezit o porțiune de 40-50 de metri, așa, uite, să poată, vedeți și noastră cum e, ca să poată să plece la serviciu, să iasă din casă, să ducă să-și facă cumpărăturile necesare, deci de măsarea, nu într-un săduc, nu știu, uitat de lume. Se pare că și Slatina este uitată de autoritățile locale sau este văzută numai atunci când au nevoie de voturile cetățenilor.